23 de femei și bărbați de vârste respectabile au făcut o horă și dansează de le sfârâie tălpile. Hora se numește Ansamblul de Dans, căruia eroii noștri i-au dat a doua viață. Ca și acum câteva zeci de ani, Ansamblul de Dans Hora din nou poartă în lume faima dansului popular românesc de pe meleaguri basarabene. Amănunte aflăm de la Victoria Vlas. I-am surprins pe jucătorii din Hora în timpul repetiției. După o scurtă încălzire, dansatorii încep să joace ritmic, exclamând strigături, de parcă ne-am pomenit la o nuntă. Ansamblul este fondat în anul 1965 de către vestitul coreograf Ion Bazatin, originar din Cimișlia. Anume, el a format repertoriul ansamblului Hora, compus din dansuri moldovenești autentice, dansate în satele Moldovei. Foști dansatori ai trupei, deși ajunși la o vârstă înaintată, au hotărât să reînvie faimosul colectiv. Din 2000 am revenit înapoi ansamblul și ne-am apucat de lucru împreună. Am lucrat cot la cot cu toți băieții care au lucrat în tineret. Suntem vreo 660. Fetele care ajung și ele la 60, avem cei mai tineri, 45. Ansamblul Hora promovează arta dansului moldovenesc și peste hotarele țării. Au fost foarte multe deplasări. Vă spun, colectivul ăsta, mai ușor să spun unde n-a fost decât unde a fost. Vreau zic că aproape toate continente în afară de Australia. Mai bine suntem cunoscuți peste hotare decât la noi în Moldova, din păcate. Recent, ansamblu Hora a participat la un festival cultural care s-a desfășurat la Istanbul, unde a ocupat locul 4 din cele 20 colective participante. Publicul a rămas impresionat de prestația moldovenilor. Prin ce i-am impresionat noi? Prin vârsta noastră, prin dansul nostru, cu mișcările, la fel, comparativ cu alte popoare. Deci, aș zice că ei au o parte și mai lentă în dans, dar la noi mergi dintr-un suflu dansul. Unde joacă moldovenii, acolo pământul geme, spune o vorbă din bătrâni. Însă, în cazul nostru, unde joacă Hora, se poate prăvăli și scena. Își amintește de un asemenea caz coreograful trupei Ștefan Onofrei. Eram la Sibiu, la festival, scena s-a prăvălit. Noi cu dansurile noastre, cu tempourile și cu bătăile astea, scena s-a dat într-o parte, unul s-a ridicat pe scenă jos, înapoi pe scenă fugind. Sunt o familie unită, iar vârsta nu le pare un motiv serios pentru a se dezice de dans. Așa e o tradiție la noi, noi nu numim oameni în vârstă și nu ne lăsăm. Suntem băieți și fete în ansamblu. Băieții și fetele din Hora nu-l uită pe Ion Bazatin, fondatorul ansamblului, și îi cinstesc cu pietate memoria. Recent, trupa de dans a decis să-i înalțe un monument și vor da un șir de concerte pentru a colecta banii necesari. Tot în memoria lui Bazatin, odată la 2 ani la Cimișlia, are loc un festival de dans.